seară bună! Suntem bucuroși și mândri să fim aici, pentru că avem alături de noi formația Phoenix, are alături de ea orchestra simfonică, care ne încântă și pe noi și vă va încânta și pe voi. Este Orchestra Simfonică București, condusă de Bogdan Vodă. Formația Phoenix, care are darul de a renaște, se prezintă tânără, frumoasă, talentată. Veți vedea și veți fi convinși că îi avem pe cei mai buni dintre cei mai buni. Așa s-a întâmplat de-a lungul zecilor de ani. Anul viitor, formația Phoenix împlinește 60 de ani. Vom face un pod în timp, vom cânta niște piese mai cunoscute, pentru că și orchestra le cunoaște și voi, ne bucurăm să cântăm împreună. Nu vă interzice nimeni să fiți cu noi. Și invit pe ai mei pe scenă acum. În primul rând, un chitarist extraordinar, Cristi Gram. Un basist care cântă pe bas ce cântă Cristi la chitară. Vladi Săteanu. Toboșarul nostru, care a luat la 14 ani, acum are vreo 20, numit și mitraliera din Carpați, Flavius Hosu. Avem și un îngeraș care ne luminează și ne încălzește sufletul pe scenă și cântă la vioară, Lavinia Săteanu. Vom începe cu o piesă instrumentală ca să ne facem atmosferă și la piesa următoare, îl invit la piesa următoare de-a mea, pe Costin Adam, solistul nostru vocal, care poate să spargă un pahar dacă țipă.
Și acum îl invit pe scenă pe Costin Adam să continuăm cu o piesă cunoscută, presupun de multă lume dintre voi, n-am să-i spun numele, o veți recunoaște. Mulțumim pentru prezență. Din suflet. Pentru prezență sufletească. La noi altfel nu există. Thank you.
Îl invit acum pe scenă unul din prietenii noștri cu multă căldură în suflet. Este o surpriză pentru voi, este o bucurie pentru noi să-l avem pe scenă pe Bogdan Muntenița. Bună seara și bine v-am regăsit. Este o onoare imensă pentru mine să cânt pe aceeași scenă alături de această armată de îngeri, îngerași și spiriduși sub bagheta maestrului Bogdan Vodă.
verde. Zăzeuște amorul meu la eticule. Spate-te-ai găsit un or la cel mar. Am de toți dat și de Gingis Han, în care o zi mai mare. Un cântec de suflet. Yeah.
Să-mi permit să fac o scurtă și mică intervenție, dar pentru mine este imensă această intervenție. Prima mea influență muzicală din lumea asta este Nicolae Covaci. A doua este Adrian Berinde. O mare parte din sufletul lui Adrian Berinde este astăzi alături de mine. Dana. Este foarte personal și foarte emoționant. Oh,
Vă mulțumim din tot sufletul. O melodie la care a pus umărul serios și domnul Șerban Foarță și care azi împlinește 79 de ani. Ridic un pic în microfonul, că eu sunt mai înalt decât Costin. I s-a sui la cap. Încă o dată, mulțumim pentru onoarea de a accepta invitația Orchestrei Simfonice București.
condusă de Vodă, Bogdan Vodă. Toată căldura, noi de-abia ne-am încălzit. Voi? Bun, bun. Și având o orchestră în spate, e un pic mai pretențios. N-am simțit treaba asta, sunt niște oameni extraordinari. Orchestra Sinfonică București. Thank you.
fagotul din-dang-din-dang, cu forței din-dang-din-dang, și talentile din-dang-din-dang. Iubițele mele sunt și-au suflet și eu. S-a vorbit de un zon în zon, că l-au dat jos de pe tron, pe călăul cel urât, l-au suflat cam până amin. Sunt la clopotul din-dang-din-dang, clopoței din-dang-din, și talentile din-dang-din-dang, iubițele mile strâng, și-am să plec și eu. Mulțumim! Când rapul pune la ram, ia-mi lăsa și ei. Oh,
Piesa următoare este dedicată unui viteaz sârb, care împreună cu cei 7 fii ai săi a băgat croaza în Turcia. Thank you.
mea povestii. Apocalipsă, cu cetele de strigoi, și cu anii trece cruci, judecata de Înțeleg că e bine? Piesa următoare va convinge publicul de calitățile formației Phoenix. Fiecare din ei vor avea posibilitatea să arate ce știu și ce pot și vor face un solo. Dar de data asta susținuți de Orchestra Simfonică București. Ba da! Susținut moral! Thank you.
orice sunt cuprinse și de plăcări ce sunt cinse. Acolo stai urși fi prost, nu-ți voi nici că la prazinal.
măiastrul Vladi Săteanu. Acum o să primiți o doză de energie. Mitraliera din Carpați, Flavius Hosu!
show și țara o să vreau. Sper că sunteți convinși că am cea mai bună formație posibilă. Iar noi, onoarea și privilegiul de a sta pe aceeași scenă cu mentorul rockului românesc, Nicolae Covaci! Și pentru final, o piesă ceva mai tristă, mă privește pe mine în multă măsură, dar în bună măsură și pe voi. Ascultați-o cu atenție. București, dacă vrei să prinzi lanterna de la telefon, bine, dacă nu, nu. Oricum, mulțumim! Thank you.
stele n-a mai rămas niciuna. Un vânt subit, nerostit, păcrânește rog. Ce-am așteptat, ce-am visat, nimic nu s-a întâmplat. Dați-mi viața înapoi, ne-am risipit-o pe noi. Uitând de dor și nevoi, prieteni de veție, dintr-o mie cât s-au mai rămas, timpul vostru s-a spus. În umbra mare lui urs, la care le v-au rămas, în orice îmbrățișare, care trebuie să cântăm cu toții, cu toții. Yes, sir.
dată pentru onoarea că ne-ați făcut venind cu toții aici. Mulțumim încă o dată orchestrei care ne-a ridicat spiritual. Orchestra Sinfonică București și dirijorului Bogdan Vodă. Mulțumesc și lui Bogdan Muntenița, care ne-a ajutat. Și sperăm să ne vedem mai des de acum înainte, dar că lumea mă întreabă, dar de ce nu veniți? Chemați-ne. Cine ne cheamă, chemați-ne și venim. Fărișul e blestemat să renască și va renaște în continuare. În perfect asentiment, nici noi nu voiam să se termine.
să fac dacă îmi place de voi. Deci, mulțumim! Sper să ne vedem mai des de acum. Acum nu-mi deranja pe nimeni, nu? Mai e până în zor de zi, da, dragule? Au fost emoții puternice. Superbe. Dar n-am avut nicio clipă emoția că nu va ieși exact așa cum am simțit astăzi. Vi se datorează în primul rând vouă și mulțumim. Vi se datorează Orchestrei Sinfonice București. Mulțumim Vodă. Bogdan Vodă. Nu Negru Vodă.
Cea-n-i-n-o-mura, cea-n-mura-mura, ce mișto!